De aceea am venit aici, iubiții mei. N-am venit aici să dăm cu stânga în dreapta, și am venit să ne umilim înaintea lui Dumnezeu. Să cerem îndurare de la Dumnezeu. Avem nevoie de îndurare. Familia ta are nevoie de îndurare. Familia mea are nevoie de îndurare. Că cel care ne urmărește este pe urmele noastre. Și urmărește copiii noștri, urmărește părinții, urmărește capii de familie. Și noi să avem un interes, Doamne, aici, pe Țibleș, îmbracă-ne cu putere. Amin. Să putem rezista în vremea care vine. Coborâm la vale, odată pe an ne urcăm aici. Eu sunt pentru a doilea an aici și mulțumesc lui Dumnezeu că am putut sosi aici. Aminteam de dimineață că și îndurarea lui Dumnezeu a fost că am ajuns aici. Două zile am fost bolnav, mulți frați nu au fost aici. Și am zis, Doamne, învrednicește-mă să ajung pe munte. Amin. Un frate care trebuia să urce cu mine, amintesc din nou, trei copii sunt la spital, internați în spital, și al patrulea stă cu ei acolo la spital. Aceasta ce este? Este un atac a celui rău, ca să nu poți veni aici să te unești cu Dumnezeu, să nu poți veni aici să auzi cuvintele lui Dumnezeu, să auzi adevăratele comori care le găsești în Scriptură și oameni care caută să le trăiască și să le vorbească. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Aș vrea să vă îndemn pe toți care sunteți aici ca să vă rugați lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne sufle frică în noi. Amin. Nu numai aici, în casele noastre. Stăteam de vorbă cu un om, a venit un om aici. Este aici, mă aude, nu-i rostesc numele, nu-l cunosc, nu mă cunoaște. O venit la mine dimineață și spunea, am o problemă. Mă gândeam că o problemă majoră. Avea un obiect în buzunar, că nu-și găsește nu știu ce pentru instalație, acasă, nu știu unde, în țară. M-am gândit, oare la ce s-a urcat omul acesta pe munte? Aici să-ți rezolv problemele acestea, o problemă mică, se poate rezolva în vale. Și în discuții cu el l-am întrebat. Spunea, cunosc pe cineva de undeva din Bistrița. Nu vreau să aduc o cară asupra lui, ci vreau ca Dumnezeu să-l trezească. Amin. Vreau ca Dumnezeu să se atingă de el, că e în vârstă peste 70 de ani. L-am întrebat, câți copii ai? Doi copii, atâți copii ți-o dat Dumnezeu. Și-o dat din cap și au mers mai departe cu discuția. Nu i-a dat niciun răspuns, am înțeles. Am înțeles că aici sunt oameni bolnavi de ani de zile. Ca Dumnezeu să-i vindece în seara aceasta. Amin. Care vin aici și n-au interes să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și vin aici să vadă ce se întâmplă. Aici nu este altceva decât să te umilești înaintea lui Dumnezeu. Amin. Să ceri îndurare și lumină. Amin. Că Dumnezeu poate să aducă lumină. Și m-am gândit în viața aceasta, spunea aici la început fratele de la Unguraș, dacă bine rostez, că aici se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, și aici înțeles viața de familie. Aș vrea să fac o mărturisire scurtă în viața de familie. Sunt sfătuitori care te duc spre iad. Și aș dori ca Dumnezeu să aducă lumină. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască în noi, cum spunea fratele. Și acest cuvânt nu te va lăsa niciodată să te abazi de la cuvântul lui Dumnezeu și de la traseul care merge spre împărăția lui Dumnezeu. Am fost sfătuiți când aveam al doilea copil să nu mai avem copii, de un vestitor a Evangheliei, de un om care predica Evanghelia, și l-am întrebat asta trei ore, la ora aceasta târzie stăm de vorbă cu el, și am întrebat, poți să probagi această învățătură în fața unui public? Da, zice, cu toată responsabilitatea. Și am mers acasă la soție și am spus, draga mea, nimeni altul nu te iubește mai mult decât te iubesc eu, vreau să-ți ușurez povara, vreau, avem doi copii, vrem să-i mai rărim, mai rar, nu așa des, unul după altul. Soția mea a fost vegatoare și a spus, dragul meu, aceasta nu pot să o accept. Eu am o frică de Dumnezeu și asta înțeleg, că noi trebuie să lăsăm copiii să vină în casa noastră cum vrea Dumnezeu. Amin. Amin. Da, dar uite, am primit un sfat din partea celor care vestesc Evanghelia. Eu sunt un nesemnat, nu fac nicio slujbă în biserică. Nu e important aceasta, ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea nu poate să schimbe nimeni. Și ea n-a fost de acord, am zis, bun, tu nu ești de acord, eu sunt capul familiei. Eu, ce spun trebuie să se facă? Da, zice, până la păcat. Și am încercat noi să o procedură, eu personal, soția n-a fost de acord, nu vreau să o implic și pe ea în păcatul acesta. Și am procedat într-o măsură oricare, dar Dumnezeu, peste ceea ce au făcut noi, au făcut să vină un copil pe lume. Amin. Dar păcatul a rămas înaintea lui Dumnezeu. Și într-o noapte am avut o revelație, dar din momentul acela vreau să spun, cu Dumnezeu nu-i de joacă.
Pacea din inima mea a dispărut. Nu mai aveam liniște, nu eram mulțumit de nimica, nici cum punea supa pe masă soția. Eram un om nemulțumit, eram într-un foc care eu n-am înțeles. Și am spus, Doamne, ridică-mă de aici că mă pierd. Și l-a rugat pentru că am zis, Doamne, eu sunt sincer înaintea Ta, eu am primit sfatul acesta de la omul acesta, dar vreau să-mi vorbești. Vreau să-mi vorbești, dacă Tu vorbești, eu ascult de glasul Tău. Amin. Și într-o noapte am avut un vis, o revelație din partea lui Dumnezeu. Direct din partea lui Dumnezeu. Se făcea că eram undeva pe un câmp și acolo am auzit un glas. Du-te înainte și lucrează. Eu eram cu o sapă în spate, eu am crescut la țară și Dumnezeu nu-ți dă un științare în afară cum să nu înțelegi. Și m-am dus înainte, nu vedeam nimic decât un câmp verde, la un moment dat apare un rând de flori. Și rândul acesta de flori era plin de burian. Dumnezeu a spus să mă aplec, să culeg burianul din printre ele. Am ajuns la prima floare, la al doilea și de la al doilea acolo era o floare una lângă alta. Și am zis în mintea mea, am spus în mintea mea, în ședințare, în visul care le aveam, am să le răresc ca să crească, să fie niște flori mai frumoase. Și atunci glasul a spus așa, nu le rări că aceștia sunt copiii Tăi, lasă-i să crească, amin, împreună. Amin. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc, amin, că mă iubești. Și am mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Am zis, Doamne, iartă-mă de păcatul acesta, îți vinovat înaintea Ta. Și Dumnezeu mi-a dat din nou pace, mi-a dat liniște și avem 7 copii. Și mulțumim lui Dumnezeu, ne bucurăm de ei. Dumnezeu e înzestrat cu înțelepciune, cu pricepere, la școală, în activitățile care le fac, la măsura lor de creștere. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun? Dacă sunt aici minți bolnave, inimi bolnave, Dumnezeu să le vindece. Amin. Sunt convins că sunt aici inimi bolnave. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă lumină. Amin. Dumnezeu te iartă dacă te recunoști, dacă te căiești înaintea lui Dumnezeu și îți pare rău. Dar s-ar putea să vii pe munte, s-ar putea să te cobori pe munte, să mergi în țărâna pământului la 70-80 de ani și să nu te întâlnești cu Dumnezeu. Am întrebat pe fratele care discutam și vă spuneam, la câți ani ați venit la pocăință? Când mi-a dat ceva de înțeles, am zis, probabil au venit copiii când nu eram toți la pocăință. M-am născut în pocăință. Am zis, extraordinar, de când domină acest Duh. M-am gândit că acum mai încoace s-o moderniza lumea, dar uitați că acest Duh este de mult, care domină în biserica, în adunarea lui Dumnezeu. Aș dori, iubiții mei, Dumnezeu să aducă lumină. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să ne dă putere. Fratele Mircea spunea să mai fac o mărturisire, care am avut experiență în casa noastră, tot consecințele unui păcat. Mă gândeam că prea târziu, aveam în minte și în inimă să faci această mărturisire, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze. În urmă cu câțiva ani, aproximativ 3 ani de zile, Dumnezeu a lucrat în casa noastră și îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar înainte de aceasta aș vrea să vă spun, în amănunțit, cum Dumnezeu ne-a îngăduit dintr-o încercare care am suportat-o 5 ani de zile. În urmă cu aproximativ 6 ani de zile, hotărâsem cu soția mea, tot în preajma aia era atunci când eu eram afectat de unele lucruri, am spus soției mele, eu am crescut într-o casă unde au fost părinții mei întorși, tatăl meu este aici, mă aude, unde părinții mei au fost întorși la pocăință, niciodată n-am văzut litoralul, niciodată n-am fost ieșit undeva, am crescut undeva la un sat, la munte, și aveam o dorință arzătoare în inimă, să mă văd și eu marea, să văd și eu litoralul, dar am spus, aveam acolo pregătit o cameră, aveam banii la buzunar și am zis, vreau să-mi fac un concediu și eu. Și aveam rezervată cameră la hotel, camera acolo la Constanța, într-o una dintre stațiuni, nu le cunosc, nu le-am văzut niciodată. Dar prin niște relații, printr-o soră de-a mea care așa am intervenit, am ajuns să intrăm în poziția unei cameri pentru că am avut bani în buzunar. Dar în perioada când trebuia să ajung pe litoral să fiu acolo, eram în Cluj, în spital cu o fetiță bolnavă. Am ajuns acolo, nu m-am trezit de cap. Am intrat la spital, am mers cu bani în buzunar, banii care trebuia să mergem la mare, i-am dat la doctor. Și am spus, se rezolvă totul, facem rost de azi bani și mergem la mare. Dar s-au terminat banii și spune doctorul după o săptămână, ne pare rău, domnul Rusu, zice, fetița dumneavoastră va purta această bolă cel puțin 7 ani de zile.
Am spus extraordinar, nu se poate. Nu se poate, doctorul poate că nu a găsit diagnosticul care îl are. Mergem în altă parte. Am mers în altă parte după mult timp. Am ajuns pe la doctori. Un alt doctor să-mi spună până la 17 ani. Este o boală care nu se tratează, lipsește o glandă. Lipsește nu știu ce acolo din organism care nu se luptă cu microbii. Terminii, doctorul nu mă prea pricep, dar vreau să vă spun așa mare. Și atunci am zis, gata, eu nu pot să ajung pe litoral. Și atunci un glas îmi spune așa, acolo nu este locul tău, te-am oprit să ajungi acolo. Acolo nu este locul tău și mi-am adus aminte, în mintea mea a venit un gând și un glas care spunea așa, adus aminte, când te-ai întors, când Dumnezeu ți s-a revelat, eu am auzit glasul lui Dumnezeu și m-a chemat pe nume, adus aminte de glasul care l-ai auzit când m-ai înțeles pe mine, este locul tău acolo pe litoral, este locul tău ca soția ta să se dezvelească acolo, tu să dezvelești trupul acolo înaintea oamenilor care nu mă cunosc pe mine. Și am zis, Doamne, e adevărat lucrul acesta și am început să ne rugăm. N-aveam prieteni care astăzi sunt cu ei aici, nu le-am spus niciun cuvânt. Am zis, sigur, am soției mele, dacă întreb pe fratele sau pe fratele, ce sfat îmi dă să mă duc sau nu mă duc? Am zis, nu întreb, dacă intre, sigur mă opresc să nu mă duc. Dar n-am întrebat pe fratele lui cel mai mare, el m-a oprit fără să-l întreb. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și fetița aceasta a fost bolnavă și bolnavă. Am ajuns de m-a rugat lui Dumnezeu și am spus, la 8 luni de zile s-a îmbolnăvit și până la 5 ani de zile stăteam în fiecare noapte cu ea în brasă și plângeam înaintea lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, iartă-ne păcatul, Doamne, vindecă fetița, dar Dumnezeu o trebuie să ne zdrobească acolo. Și la un moment dat am spus, Doamne, nu se mai poate așa. Spuneam fetiței mele, crescut, au ajuns la 5 ani de zile, foarte cu minte. Și spune, tati, nu mai pot, o luam în brață, vedeam noaptea, 2-3, și nu mai puteam, ne părândam cu soția, alt copil mic a venit după ea și nu puteam. Veneam de la serviciu, trebuia să stăm cu ea în brață. Era foarte milă de ea, nu avea aer. Îi se tăia aer, insuficiență respiratorie. Și ziceam, Doamne, mai bine du-o acasă. Mai fericită așa, sau de mie boala aceasta, eu sunt vinovat. Și spuneam, Tabita, noi avem un Dumnezeu care te vindecă. De la 2 sau 3 ani când a început să priceapă, am spus, Dumnezeu te vindecă. Da, tati, mă vindecă, da, te vindecă. Și-a trecut un an, a trecut doi, a trecut trei, dar când mă vindecă, tati, că nu mai pot. Iubiții mei care sunteți părinți, puteți să vă închipuiți durerea unui tată, durerea unei mame, când vezi fetița, când vezi copilul tău, că se stinge înaintea ta, nu știu cum ați fi. Numai cel care are o inimă de piatră, dar o inimă adevărată de părinte, este zdrobită, este spulberată și nu are nicio nădejde, dar nădejdea era în Dumnezeu, dar mă gândeam că încă mai am de plătit. Asta mă gândeam, nu mă îndoiam că Dumnezeu nu o poate vindeca, dar ziceam, Doamne, adu vremea iertării. Și am încercat, am făcut ungere cu un de lemn și totuși Dumnezeu s-a îndurat. Și eram undeva într-o călătorie, mergeam la un frate de-a meu, la Arad și pe tren la ora 11 și jumătate primesc un telefon de la soție și plângea soția la telefon și atunci am întrebat ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic rău în casa noastră decât am avut o sărbătoare. Am strâns copiii când să ne punem la culcare, obișnuim să-i adunăm în jurul nostru, să ne rugăm împreună, să citim un cuvânt împreună. Și Dumnezeu a dat un har la rugăciune. O oră, spunea soția, nu i-am putut ridica de pe genunchi. Și plângeau și se rugau, mai ales Tabita, curgea lacrimi, curgea sudoarele. Și zice, la un moment dat i-am oprit de rugăciune, că n-am mai putut să-i văd. Așa plângea înaintea lui Dumnezeu, dar Tabita plângea că era Iisus înaintea ei. Și a spus, Tabita, am venit să te vindec. Amin. Acum te vindec. Dar spunea Domnul Iisus, zice, am văzut pe Domnul Iisus, sta înaintea mea, spunea Tabita, cu o cunună în mână. Zice, dacă mă vei sluji, cununa aceasta voi pune-o pe capul tău. Dacă mă vei sluji, cununa aceasta voi pune-o și te vei întâlni cu mine în împărăția mea. Și alt lucru care i-a spus Domnul Iisus Hristos, noi eram în construcții cu o casă, nu mi-e rușine să spun, ăsta e Dumnezeu care slujim. Când avem probleme, mergem înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Nu obișnuim lucrul acesta. Mergem înaintea Dumnezeului care vede toate lucrurile. Amin. Și toate le știe și mulțumim că are ochii și vede. Și am mers înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, avem nevoie, ni s-au terminat banii.
stam undeva într-o cameră și am zis, Doamne, vrem să ieșim afară de aici, vrem să construim o casă. Am construit o măsură oarecare și nu s-au terminat banii. Și am zis copiilor, copii, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu pe voi vă ascultă. Și Dumnezeu ne poate trimite banii de care avem nevoie să continuăm mai departe. Și spunea Tabita, zice, Domnul Iisus Hristos, în mâna asta la altă stângă, avea niște bani în mână și spunea, Tabita, aici sunt banii pentru casa voastră care aveți nevoie. Și nu a durat mult timp, Dumnezeu a vindecat pe Tabita acolo, în momentul acela, și până astăzi este în clasa a treia, urmează, este vindecată, dar și banii au venit din partea lui Dumnezeu. Sunt martori aici, frați care au văzut lucrul acesta, este pipăită, nu sunt bazme, nu sunt povești, ca să ne aflăm în treabă. Dumnezeu s-a ținut de cuvânt Domnului Iisus Hristos. Ceea ce a spus, a făcut. Amin. Și mulțumim lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce am vrut să vă spun? Am mărturisit acest lucru. Poate cineva aici este afectat. Și sigur este afectat. Nu vreau să cred că toți care suntem aici suntem sfinți. Nu! Venim aici că avem nevoie de sfințenie. Amin. Venim aici că avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Dar rogă-L pe Dumnezeu să ai loc în inima cuvântului. Să aibă loc cuvântului din inima ta. Și când plecăm de aici, să putem înfăptui dacă îngerii, serafimii își astupă picioarele. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Isaia, capitolul 2, că cu două aripi își acoperă fața, cu două aripi zboară și cu două aripi își acoperă picioarele. Cu cât mai mult noi, care ne numim fia lui Dumnezeu, copia lui Dumnezeu, se cade să ne dezvelim picioarele înaintea lui Dumnezeu, să ne dezvelim trupul înaintea lui Dumnezeu, se cade să ne mânjim ochii înaintea lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Amin. Vreau să vă mai spun ceva și apoi închei. Când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, mergeam la servici în pantaloni scurți. Și cineva a venit atunci și mi-a spus, nu se cade ție ca copil al lui Dumnezeu să mergi în pantaloni scurți. Am zis, e prea de tot, frate. E prea de tot, este cald. Ce mare lucru este să mergi, dar nu mă interesează aceasta, este cald. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Și când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când am mers prima zi la servici, glasul Duhului a spus așa, nu ți se cade să-ți dezvelești picioarele, acopere-ți picioarele. Am spus, Doamne, îți mulțumesc. Amin. Duhul lui Dumnezeu ne învață calea neprihănirii. Amin. Dar să lăsăm să lucreze și noi să ascultăm de glasul Duhului Sfânt. Doamne, binecuvintează poporul din seara aceasta, din noaptea aceasta. Doamne, binecuvintează toți bărbații, capii de familie, să fie veghiatori în casa lor. Aici este casa lui Dumnezeu, dar și în casa noastră să umblăm cu frică. Copiii noștri nu pot să meargă oriunde, nu pot să fie de oriunde ca noi, cap de familie, să nu știm de unde vii, soție noastră cum se îmbracă, copiii noștri cum se îmbracă, fetele noastre. Noi suntem cu frică înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să vă ridicați pe picioare și în direcția aceasta să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, insuflă frică de numele Tău noi. Amin.